Am cântat în refrenul acestei cântări că îl iubim pe Iisus Hristos. Și pentru că în această zi suntem în contextul iubirii, pentru că veți vedea în curând vor veni o pereche aici, un mire și o mireasă care își vor declara iubirea. Pentru că suntem în contextul acesta, aș vrea să citesc câteva versete care vorbesc de dragoste, vorbesc de iubire. Pentru că Dumnezeu însuși, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși este dragoste. Și cine pretinde că l-are pe Dumnezeu, trebuie să aibă dragoste. Este un lucru care nu se poate discuta, nu poate intra în discuție lucrul acesta. Cine pretinde că l-are pe Dumnezeu sau pe Iisus Hristos sau trăiește cu Dumnezeu, acela trebuie să aibă neapărat dragoste. Aș vrea să citesc câteva versete selectiv din epistola, din întâia epistola lui Ioan, în capitolul 4 și capitolul 5. O să citesc selectiv câteva versete, de aceea nu le voi pune pe retroproiector, dar aș vrea să fiți cu luarea minte, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați după cum ați auzit de la început. Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede? Amin. Sunt câteva versete scrise de Apostolul Ioan, inspirat de Dumnezeu, și nu știu câte explicații ar trebui să dăm la aceste cuvinte care sunt scrise în Scriptură, la aceste cuvinte pe care le-am citit acum. A-L avea pe Dumnezeu și a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă să păzești poruncile Lui. A păzi poruncile lui Dumnezeu înseamnă să iubești pe semenul tău. Și însuși Iisus Hristos spunea ucenicilor, cu puțin timp înainte de a pleca de pe pământul acesta, spunea, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște, sau va cunoaște lumea, vor cunoaște cei din jurul vostru, prin aceasta, că vă iubiți unii pe alții, vor cunoaște că sunteți ucenicii mei. Ucenicii ascultă poruncile stăpânului. Ucenicii împlinesc poruncile. De aceea spunea Iisus Hristos, dovada că sunteți ucenicii mei este că vă iubiți unii pe alții. E adevărat, iubirea aceasta pornește de la o declarație verbală, dar merge dincolo de declarația verbală, la împlinirea nevoilor celorlalți, la împlinirea nevoilor semenilor noștri. Pentru că spunea tot Apostolul Ioan în altă parte, dacă unul din voi are bogățiile lumii acesteia și își închide inima sau mâna față de semenul care este în nevoie, cum poate omul acela să spună, iubesc pe Dumnezeu și pe semenul meu? Aceea este un exemplu destul de concludent lucrul acesta, dar merg, exemplele pot continua și se manifestă dragostea în atâtea lucruri, nu doar la nivel declarativ, ci la nivelul faptelor, la nivelul simțirii față de cei din jurul nostru. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Noi declarăm că suntem din Dumnezeu și aș vrea ca lucrul acesta să fie adevărat pentru toți care în această dimineață suntem aici. Noi suntem din Dumnezeu datorită faptului că Hristos ne-a răscumpărat prin sângele Său și ne-a dat dreptul să fim numiți fii ai lui Dumnezeu. De aceea suntem din Dumnezeu.
Dar ca să putem dovedi lucrul acesta, așa cum spunea Iisus Hristos ucenicilor, noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Haideți să ne ridicăm în picioare și prin rugăciune înaintea lui Dumnezeu să stăm cu inima deschisă și să-i spunem: Doamne, umple-ne inima de dragoste și umple-ne inima de voință să împlinim poruncile tale și să împlinim dragostea în fiecare zi vis-a-vis de semenii noștri, vis-a-vis de cei care ne înconjoară. Haideți dar cu inima deschisă să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm.